care înțeleg că și-a stabilit și au ajuns la un consens și avem o alianță deja USR Plus. Le urăm succes. Chiar suntem bucuroși că au ajuns să fie chiar și oficializată această alianță USR Plus la nivel de județul Vrancea. Înțeleg că au făcut un apel. Eu sunt convins că au încă în memorie, pentru că s-a întâmplat acum câteva, dacă nu mă înșel, vreo două luni în urmă, apelul din partea noastră, a Partidului Național Liberal Vrancea, invitația de a veni, de a discuta privitor la ceea ce urmează să facem pe plan electoral. Cu toate acestea, permiteți-mi să fac și eu un apel, să reiau invitația către toate, atenție, către toate formațiunile politice de dreapta, pentru că să știți că trebuie să ne gândim foarte serios și la PNCCD, așa cum este el, și la PMP Vrancea, și la USR Plus, da? Chiar și la Pro-România trebuie să ne gândim, pentru că toate aceste formațiuni pot reprezenta un număr de voturi suficiente în așa fel încât să reușim ca Vrancea să redevină a vrâncenilor. Nu vreau să transformăm această luptă politică într-o luptă personală, om la om. Vreau să transformăm această luptă politică într-o dezbatere de idei, într-un plan și o strategie pe termen lung. Nu vreau să discutăm și Partidul Național Liberal Vrancea își propune și ne propunem să avem o strategie pe termen lung, tocmai pentru că vâncenii cred că s-au săturat de această mini sau chiar mare dictatură PSD-istă și să încercăm să găsim soluțiile în așa fel încât, într-adevăr, oameni competenți, oameni ai locului, să fie în locurile cele mai indicate pentru a putea, repet, dezvolta acest județ. Revin, reiau, fac acest apel prin a-mi exprima dorința împreună cu conducerea PNL Vrancea, nu vorbesc doar în numele meu, să știți că acest lucru noi l-am discutat în forurile noastre statutare, iar biroul politic județean al PNL Vrancea ne-a desemnat atât pe mine cât și pe colegul Ion Ștefan, deputat, să avem discuții cu toate formațiunile politice de dreapta din Vrancea. Și aici nu vă ascund că intenționăm să avem discuții inclusiv cu Partida Romilor. Deci vreau să înțelegem și să înțeleagă toată lumea că 2020 este un moment de cotitură. Este un moment în care fie avem șansa să renaștem și să redeschidem porțile acestui județ, să avem sufletele deschise în așa fel încât județul Vrancea să redevină ce a fost, iar istoria locului să devină un prezent spre un viitor dezvoltat, fie avem șansa, între ghilimele, de a rămâne cu un baron, de a rămâne cu o dictatură PSD-istă, ceea ce cred cu tărie că nu se va întâmpla. De aceea, în perioada următoare, o să ne permitem să trimitem această invitație și în mod oficial, pentru că așa e corect, și sperăm să găsim deschidere către toate forțele din Vrancea, în afara PSD-ului și ALDE, că ALDE este la căruța PSD-ului, Vrancea mă refer, în așa fel încât să găsim soluția optimă pentru ca alegerile locale să ne găsească într-o, n-aș putea spune armonie, dar într-o direcție bună și să găsim în așa fel încât